Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod din ale lui Zenmar și astăzi pe tremurile lui Marco o să vorbim despre țoale. Da, despre țoale. Și despre cum am pictat o geacă. Dar hai să dăm drumul la intro și pe să începem să vedem ce am făcut și cum am făcut și cum am realizat și cum, bă, creație, totul e de aici, marketing, hai. Bun, și cum am revenit după intro, da, astăzi o să vorbim despre țoale, dar nu înainte să zic da! N-am mai trecut mai mult de o săptămână până să nu pun clipul ăsta. Dar ce e drept, astăzi îl filmez, astăzi îl pun. Asta dacă e miercuri. Dacă nu e miercuri, am încercat. Și pe lângă asta, este un clip diferit față de ce făceam eu înainte. Pentru că înainte vorbeam în timp ce făceam, acum am făcut și după aia vorbesc. De ce? Pentru că practic am vrut să mă laud că mi-am luat niște accesorii de GoPro și acum am de aia de pus pe cap. Așa că sunt șmecher. Bun, și despre ce țoale este vorba? Păi, momentan, o să mai fac clipuri despre țoale. Dar am să vă arăt ce am pictat și ce am făcut. Și i-am făcut lui Cristina, am făcut-o cobai pe testele mele. Dar ideea este că am făcut această geacă mirobolantă, incredibilă, fantastică, pusimoa, cu niște culori pentru textile. Bun, și cum am realizat această geacă mirobolantă, incredibilă, fantastică, pusimoa? Păi ideea este în felul următor. Am vrut să pară și mie. N-am mers. Cum am făcut? Am făcut așa. Stai să-mi aduc aminte, dacă mai mi-aduc aminte de ceva, dar stai să-mi iau umerașul de... Nu, lasă, că e prea departe. Cum am făcut? Da, am filmat. Faza e în felul următor, că da, parcă un cadru era cum ninge. Nimic interesant. Oricum, mi-am luat geaca, am pus-o pe un șablon, pe un lemn. Am pus geaca acolo pe lemn. Aici am prins-o frumos cu niște cleștișori. Și după ce am prins-o cu cleștișori, am început să fac o schiță. Și cum să nu facem noi o schiță cu un craniu? Dar nu, că nu îndemnăm pe nimeni la moarte sau ceva, Doamne ferește, nu. Pur și simplu, e mai clișeic așa. Ok. Dar nu așa. Ideea e în felul următor că după ce am făcut schița, am făcut-o cu creta. După aia am început să acopăr cât mai mult cu alb. Adică unde venea culoare și alb, am băgat alb acolo vreo două ture și după ce am făcut așa, am pus vopsea, mai întâi culoarea, gen alb și culoare. Și abia la sfârșit punem conturul. Dar revenim la revenire, am pus alb, am uscat, l-am dat frumos cu feonul și l-am și călcat. Nu în picioare, că nu mi-a făcut nimica. Păi am mai pus încă o dată un strat de vopsea ca să se acopere bine. Unde a fost alb am pus cu alb, unde a fost cu auriu am pus cu auriu. Am băgat auriu acolo la greu ca să avem hartă, nu de alta.
bineînțeles că după ce am pus auriu, iarăși l-am uscat și l-am călcat. Și după ce l-am uscat și l-am călcat, am început să pun negru și acum venim cu contur, că punem negru, punem contur acolo. De ce am pus mai întâi așa? Pentru că după aia, spre exemplu, dacă încep cu conturul, când vin cu culoarea pe interior, trebuie să am foarte mare grijă la liniile de contur. Plus că nu se mai încarcă așa de bine cu voxia, așa că de aia punem noi mai întâi culoarea în sine, umplem și după aia venim cu conturul. E ca la graffiti, vii prima oară cu stratul mare de vopsea și după aia vii frumos cu contur. Da, și cam asta am făcut. A, și după aia am venit așa fain frumos, am aruncat niște umbre la miștoc, desigur, pentru că arată mai bine. Și cam asta e. Cam asta e rezultatul. Bine, o să las și eu niște cadre acolo cu geaca, ce și cum. Adică niște cadre așa mai fancy, mai șmechere. Asta dacă le filmez. Dacă nu vă mulțumiți, asta e. Uite, asta e geaca. Asta e. Asta e te, asta nu-i. Și da. Parcă vine și pe mine așa. Deși cred că mai degrabă o închei pe o mână. Ia. Parcă. Vine mai bine. Și da, uite, asta este. Hauriu să fie, craniu, țoale desigur, pentru că da, vorbim de țoale, nu? Nu că mă laud sau ceva, Doamne ferești! Nu, nu? Da, și asta e, și da, care e faza cu desenul ăsta? Păi, am făcut așa, un craniu, o coroană și un diamant și niște țoale. Țoale, v-am povestit eu povestea, altă poveste nu-i. E aceeași. Așa, coroana și cu craniu și cu diamantul a fost așa un fel de clișeu. Eram în liceu și a trebuit să fac atestatul și eu eram nebunii cu cranii și cu desen. Nu, că acum nu aș fi. Nice! Și am vrut să-mi fac lucrarea și, bineînțeles că eu la testat am făcut grafică digitală. Nu vă arăt aici niște alea trei lucrări. Și una din ele pe care vreau să o fac, aia în care are acum capul Dexter, am pus cu un craniu. Era un craniu șmecher. Bine, o poză luată de pe net, na. Dar am pus cu un craniu și m-am dus la școală și proful de grafică stătea așa. No, no, clișeu, clișeu. Și atunci am zis că da, bă, craniu e clișeu, coroana e clișeu. Folgi în clișeu. Plus că am mai avut un tricou cu clișee de astea. Na, s-a dus la print. Pentru că a fost un print destul de nașpa, unde l-am făcut, dar nu e nicio problemă că de acum o să mi le fac eu, așa că o să fie bine, așa că o să avem ca să avem să fie. În fin. Cam atât. Da, chiar, bă, scurtuț. Să fac un pic mai lung, să vă mai zic de geaca asta, dar n-am ce să vă zic de ea. Oricum, ideea este în felul următor, că o să fac niște videouri în care vă arăt mai în detaliu cum pictez această geacă, pentru că mai am de pictat, dar o să fie amuzant. O la secundă. A, și știi, am mai făcut la această geacă incredibilă, fantastică, puțin, la care tot ce o să fac o să pun, este această... Nope! Mirobolantă etichetă. Am mai făcut una și era pe spate și de asta. Nu gândeam că tot acolo e, dar aparent am pus-o pe față tura asta. Și da, eticheta asta pe care, nu știu dacă o mai vedeți pe undeva. Bingo! Sau nu, nu știu, zic doar. Nu știu, nu cred că găsiți eticheta. Asta este geaca și să luăm cadrele. Nu, să luăm cadrele. Hai, bine, hai, iau câteva cadre. Bă, efectiv am filmat 10 minute și n-am zis nimic. Cred că ar fi interesant să fac mai multe vloguri de astea. Să vorbesc așa 10 minute, să nu mă mai țin 4 ore și să montez încă 8 ore și pasă. Nah. Dar asta este, bucurați-vă că am filmat astăzi. N-am văzut de ce să vă bucurați, zicem și așa. Pentru că n-am mai trecut o săptămână fără să pun. Bine, asta e doar a doua săptămână, săptămâna viitoare. Vedem. Nu mă pronunț cu nimic. Vedem. A, este. Dacă pun bine, dacă nu, nu. N-avem de unde să știm. Bine, mă, bine, ok. Hai, pun și săptămâna viitoare. Oricum am agenda plină cu ce am de făcut. Așa că, da, o să pun. Și ce mai trebuia să zic? Mai trebuia să zic ceva. Da. Și nu uita până data viitoare, dă un like, share, subscribe, contul de Instagram undeva pe aici. O să ne vedem și pe TikTok. Am pus la un moment dat destul de des pe TikTok, dar n-am mai pus, dar de acum poate o să mai pun. Vedem, da, aveți link acolo. Și da, până data viitoare, nu uita, rămâi zen. Știi ce am uitat să vă anunț? Că am șosete cu pepeni.